Așa că trecem la ora a doua. Voi ați propus numai algebră astăzi. Da. De ce numai algebră? Ca să trezească domnul profesor, da, că s-a dormit după weekend. Și a făcut. Și asta e preferința lor. Nu știu de ce. Fugeți voi de geometria asta, că e atât de interesant. Mâine facem. Mâine. Facem mâine. Da. Gata. 15 la 44, clasa 7-a. Așa. Cât? A 7-a? Da, da. Dar sunt, sunt chestii frumoase. Exact. 15 la... 44. Nu am carte. Nu-i nimic, 44. Împărțit la, deschideți o paranteză rotundă. Împărțit la. 1 întreg și 5 pe 6 ori 1 întreg și 5 pe 6 ori 2 întreg și 1 pe 5 2 întreg și 1 pe 5 minus 5 întreg și 35 supra 150. 5 întreg și 35 și 5 supra 150. Egal. 150 egal. Fiindcă vrei să ai șezi la ceva, eu chiar te invit la tablă, dacă vrei. 3, 1 pe 3. Da. Putem vedea că se modifică 2 cu 2. Așa. 3, mă lași pe mine, nu? N-ai vrut să ieși așa. N-ai fost sigur. Bine. Deci, Miruna se sesizează că 2 cu 2 se simplifică. Înainte facem mulțire, facem împărțire. Păi, facem simplificare. Da. Da? 3 cu 3, 4 cu 4, da, 29. Cu cine ar fi fost în față? Da, da, cu 28 și 29. Așa. Și rămâne 1 pe 30. 1 pe 30, da. Da? Deci vine 1 supra 30. Împărțit la 11 pe 6. Deci ce face? Introduce trei fracții, da? Da, 6 și cu 5. 11 supra 6. Mm-hmm. Nu am fost doar și lucrez. Da. Deci așa ne înțelegem, dar la fel te scol la tablă și văd că nu-ți convine. 5 ori 20. Deci ce facem? Lucrăm, te aștept. Deci 1 pe 3. Așa. Tu dictezi, tu dictezi uitându de pe căițelul tău. Nu te uiți la tablă la mine. Ori, că eu nu știu, nu mai scriu deloc, decât în măsura în care tu scrii. Ori 5 ori 2 plus 1, 11 pe 5. O să fie. Deci 10 ori 1, e bine? Da. 10 ori 1. Că zis-o în întreg, 2 în 3 și ori 5. Cum ai dictat, Mihaela? 2 în 3 și ori 5 sau 2? 2 în 3 și ori 5, da? Așa, deci 10 ori 11 pe 5, nu? 11 pe 5. Ori 11 pe 5. Minus? Minus 150 ori 5. Dar nu, ce se poate face acolo mai întâi? Ah, 35 cu 150 simplificăm prin... Nu, sau mai degrabă 5 cu 150. Ah, ți-ar place 5 cu 150. Mm. Dar știi ce? Adi acolo sunt așa. 5 întregi și 35 pe 150. E de parcă aș scrie 5 plus 35 pe 150. Adică ce părere mai putem simplifica 5 cu 150? Puteți explica 35 cu 150. Dacă ar fi fost adică așa, dacă ar fi fost 5 înmulțit cu 35 pe 150, s-ar fi putut simplifica 5 cu ăsta. Deci faci distinții între 5 întregi și... Păi 5 și 5 înmulțit. Acolo e 5 întregi și... Eu făceam 135 cu 150. Atenție, mulți. Da. Pe 15. Deci mulțim, putem simplifica pe 35 cu 150, numărător numitor. 15. Da? Și putem face prin cât ai spus? 15. Deci vine acolo rămâne minus 10, 5 la... întregi și prin 15, da? Da. Deci vine 3 cât? Pe 10. De 3 ori câte 5 face 35, așa este? De 3 ori câte 5 fac 35. Prima dată află asta. 15 cu 15, 30, 30, 45. Prin 5. 45. Prin 5. Ce vezi? Numai prin 5, atenție. Da. Numai prin 5 putem simplifica. Așadar, simplificarea asta ne duce la cât? 7 supra 150 împărțit la 5. Deci vine 5 ori 15. 30. Cât vine? 30, da? Da. Așa. Nu mai puteți simplifica 7 cu 30, nu? 7 cu 30
Atunci ar face egal mai departe, adică, nu? Egal cu 1 cu 1 pe 30 împărțit la... Păi să facem înmulțirea și 221 pe 30. 121 supra 30 minus... 135 pe 150. 157 pe 30. Da? Și aveam unul pe 30. Să vă, da, avem numitor comun 30. Da, 103, deci unul pe 30 împărțit la? 100 împărțit la, păi 121 minus 127 de minus... Așa, minus, e important semnul întâi, minus... Stați puțin. Minus 64. Minus cât? Nu, nu. Minus 36. 36, da. Da? Minus 36 supra 30. Care e egal mai departe, egal Miruna, cu... Miruna, 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 egal mai departe cu... egal mai departe cu 1 pe 30 ori... 1 pe 30 ori 30 supra? 36. Supra? Minus 36. Și eu vreau să zic la fel. Da, ce? 121 minus 157. E minus 36. Păi e 10 minus 7, 3, 3 cu 1, 4. Cum? Cum ai făcut tu? Încă o dată spune. 10 minus 7, 3 și 3 cu 1, 4. 10. Da, cum scădem din cel mai mare pe cel mai mic? De 157 la 157. Scădem pe 21. 121. Pe 121. Așa deci, am făcut 6, 3, 6. 3. Și suntem minus care e mai mare. Că ăsta e mai mare, atât tot. Minus 36. La ce te-ai complicat? Am făcut 121 minus. Nu 21, am 121. 121. Deci 30 cu 30 simplificăm și face cât? Minus 1 pe... 36. Minus 1 pe 36 este rezultatul. Înainte, da? Minus 1 pe 36 este rezultatul, da? Înainte de a merge mai departe, aș dori să mai aruncăm o privire, să vedem care au fost capcanele. Ce lucruri v-au pus la încercare? Asta cu, dacă știm simplificarea la 5 35 supra 150, simplificăm. Asta e, una este 5 în 3 și 35 pe 150 și alta este 5 înmulțit cu 35 pe 150. Astea sunt lucruri clare. Deci nu avem voie să bâlbâim aici. Exact. Deci sunt lucruri perfecte, clare. Una este 5 în 3 și 35, v-am spus 5 în 3 și 35 supra 150 înseamnă 5 plus 35 supra 150. De aceea s-a ajuns la același numitor, măi. De aceea zicem 5 ori 150 plus 35. Pentru că s-a ajuns la același numitor. Corect. Asta e ideea. Și când e ori, atunci... Când zic 5 ori 35 supra 150, adică, el s-a schimbat complet. E de 5 ori asta. Dacă e de 5 ori asta, e clar cum se mulțesc două fracții. Cumărătorii 3 și numitorii 3. Dacă... Și acum simplificăm. 5 cu 15. Da? Și altceva. Și alte poveste. Trecem la următorul exercițiu. Da? Un altul. Te rog. Ce? Deschideți o paranteză rotundă. 1 supra 1 ori 2. 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra 2 ori 3. Da. Plus 1 supra 3 ori 4. Da. 3 ori 4, plus așa mai departe, plus 1 supra 49 ori 50. Da. Închideți paranteza rotundă. Deschideți-o, împărțit la, deschideți o paranteză pătrată. 7 supra 5. 7 supra 5, totul la a treia. 7 pe 5, totul la a treia. Ori 7 pe 5. Împărțit la... 7 pe 5, totul la a doua. Închideți paranteza pătrată. Deci, sincer... De la ce pot paranteza? Nu, 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 paranteza dreaptă la deschis-o după împărțit. Așa, aici. Acolo. Avem, știm că sunt 50 de termeni. Da. Și avem 2. Prima paranteză. Da. Facem întâi prima paranteză, da? Da. Cu
cum să facem. Noi suntem acolo în perioadă. Ce idee aveți pentru prima paranteză? Vedem că fiecare paranteză este cu un număr par, dar putem să mergem mai totdeauna. Stai, dacă mai întâlnit-o undeva. Exact, cu tine cu cine. Dacă mai întâlnit-o, am făcut undeva, unde am făcut doar. Gândește, haide, nu așteptam gură-n gură, gândește și tu. S-au dus și mai aceeași mitor, nu, cap la nu! Că s-a zita mai mult. Nu așa. Altfel. Altfel, altfel. Cum să facem? Să-i luăm câte doi? Băia, du-te la tambă. Să-i luăm câte trei? Oai câți or fi? Facem echipe așa? Echipe să facem? Doi. Oare câți ori fi? Cum să facem? Sau să începe să avem bucățică cu bucățică, să avem pe primii doi, să vedem cât ne dă. Și mai încercăm unul, când mai punem, mă lipim unul. Ar fi o idee. Dacă ar merge ceva, e pe primii doi să-i adunăm, după care mai mergem un pic mai departe. Mai facem un pas corect. Da? Nu, ar fi o idee, nu? Na, dacă n-au de alta. Încercăm și dacă... Poate au alta, domn profesor, ei știu. Deocamdată. Nu știu ce să vă spun. Trebuie de la voi să ne pară vreo... Mă putea să vii la voi o idee mai tare decât asta. Băi, Adi, dacă i-am luat pe primii doi, ce observăm? Cum ai rezolvat primii doi? Deci, dacă ți-ar fi dat numai atâta. 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3. Da, ce-i fi făcut? Păi aș fi mulțit 1 ori 2, 1 ori 3 și ori 3. Adică duci la aceeași viitor, ți-l antemă. 1 ori 2 și cu 2 ori 3, da. Adică observăm că fi 2 este și la una și la alta. Cu cât ai fi? E mult mai simplu să-l lași așa. Că nu este atât de important să mulțești, ci să sesizezi că numitorul comun este... Cât? Hai mai adi. 6. 6, mă mare brăză. 6. Și aici am plătit și cu cine? Ai pe 2. 3. 3 și gata. Și atunci am merge egal mai departe. Hai să luăm așa, hai să încercăm o primă idee. Păi nu, corect. Ceva trebuie să facem, nu stăm așa. Păi da. Și ar fi 3 plus 1, 4 supra 6. Da? Că numai aici am aplicat, da. Deci 3 plus 1 supra 2 ori 3. Da. Și este egal cu 3 și cu 1 face 4 supra 2 ori 3. Și ce să fac acum? Că doar noi... Simplificăm cu 2. Da? Nu trebuie să te uiți la tablă, poți să se blocăm. Hai, că e simplu și discutăm acum. Și 2 pe 3. Să simplificăm. Prim 2, nu? Da, și dă 2 pe 3. Și noi dă 2 pe 3. Iată, e destul de simplă. Și dacă o adunăm cu următoarea oare? Tot 2 pe 3. Hai să vedem. Dacă le luăm pe următoarele... Deci, pe toate 3. Hai să le luăm pe toate 3 acum. Deci vine 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4. Plus... Egal. Sigur că aș putea aduce la acea răptor la un capul la altul. Dar eu acum ai numitorul 12. Dar eu știu 12. Că primele două fac 2 pe 3. Ce să mai muncesc? Am muncit odată. Primele două de 6 și... Primele două de 2 pe 3. Am muncit la ea. Deci asta dă 2 pe 3. Și face 2 pe 3. 3 ori 4. Plus 1 supra 3 ori 4, următoarea. Simplificăm pe 2 pe 3 cu 4. Corect. Și ne dă 8, 9 deci supra 3 ori 4. 4. Vine 8 și cu 1. 9 pe 12. 9 pe 3 ori 4, adică. Da, pe 3 ori 4. Și egal cu 9 pe 3 ori 4 se simplifică. Și dă 3. Și dă 3 pe 4. Și dă 3 pe 4. 3 pe 4. O, păi înseamnă că toată paranteza aia dă 49 pe 50 de mâini. Oi, lasă, da. N-am văzut asta. Ei, n-ați văzut. Cum? Păi așa. Păi dacă vedeți că... Deci primele două cu le-am adunat, nu vedea 2 pe 3. Păi da, 2 pe 3. Da. Deci e ultima. Aici 2 pe 3. Da. Că am mai adunat-o și următoarea a dat 3 pe 4. Da.
3 pe 4 și el. Tu, cum tu ai observat că v-am dat 49 pe 50? Da, eu așa cred. Așa crezi? Eu așa că sunt sigură. Sesizând mecanismul ăsta, da? Exact. Hai să mai încercăm, că dacă cumva mie Helene păcălește. Să mai adunăm acum și cu 1 supra 1 ori 5. Hai să mai adunăm 4 fracții, da? Corect. 4 fracții. Deci luăm așa. 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4. Da. Plus 1 supra 4 ori 5, domn profesor. Ca plus 1 supra 4 ori 5. Vedeți că nu vă păcăleți. Hai să vedem. Și eu zic că dă 4 pe 5 aici. Tu spui că dă 4 da. Pe 5. Egal, pune semn de întrebare. 3 pe 4. Egal 4 pe 5, da? Pune semn de întrebare, că nu știm noi că ți-ar putea să-i păcălească. Pe primii 3 am muncit, am văzut. Da, noi știm că dă 3 pe 4. Deci, zic și de desubt. 3 pe 4. Da, dă 4 pe 5. 1 supra 4 pe ori 5. Amplificăm cu câte acum pe prima? Cu 5. Cu 5. Și ne dă 15, 16. Plus 1 supra 4 ori 5. Și egal cu 16 supra 4 ori 5. Și egal cu 4 pe... Să simplificăm primul cu 4 și face 4 pe 5. Superb! Super. Asta înseamnă că toată paranteza aia dă 49 pe 50, domn profesor. Acum... Dar dacă Adi nu vrea să spun, nu vrea... Băi, Adi, tu crezi? Sau o muncim? Muncim toate paranteza. Băi, Adi! Băi, Adi! Deci tu spui așa, dar dacă tu vrei să te încăpățânezi, dacă vrei să joace rolul cică contra, eu spun așa, să-mi arătați și următoarea. Exact, și următorul pas și următorul pas. Dar ți-am arătat numai atâția. Da, am arătat numai atâția. Mai patru i-am arătat, patru pași. Da. Sau trei pași am arătat. Patru, unu, doi, trei. Trei. Pași. Trei pași am arătat. Următorul, tu mă întrebi dacă e bun, următorul, dacă e bun. Și s-ar putea ca el să își propună să pierdem o oră. Să pierdem o oră. Da, să pierdem o oră. Să facem toate adunările astea în aproape, aproape. Adu-ți, deci... 49 pe 50 dă, eu sunt convinsă, tu ești? Nu, uite, Iruna sesizează, sesizează. Adi, ești de acord că dă 49 pe 50? Dar de unde mi-a dat seama că dă 49 pe 50? De care e ultima fracție care se adună în paranteza rotundă? 4 pe 5. Plus 1 supra 49 ori 50, ia uite. Nu, aici 1 pe 4 ori 5 și atunci e 4 pe 5. Și când s-a adunat 1 supra 3 ori 4, a dat 3 pe 4. Da? Și atunci cum să adună ultima paranteză, ultima fracție, 1 pe 49 pe 50, bănuiește, din experiența câștigată până aici, că va da 49 pe 50. Eu așa o lucrez, domn profesor, sunt sigură. Știi ce? Hai să zicem că ultima... Mai faceți un pas. Nu, nu, nu. Că ultima aici ar da cât? Cât ar fi fracția de aici? 1 pe 48 ori 49. 48 ori 49, da? Da. Și după observația ta, mergând noi așa foarte atent, e 48 pe 49. Prime, ultime, adică toate până aici, dar trebuie să fie 48 pe 49. Da. Și dacă o adun pe asta, trebuie să dea 49 pe 50. Iar arătăm asta. Iar arătăm lui Adi, că nu cred, e gică contra. E gică contra, da. Deci, Adi, 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus puncte, puncte și mai departe. Am muncit, Adi, așa, ușor, ușor, înaproape, înaproape. Și ne închipuim că am ajuns la, în sfârșit, 1 pe 48, ori 49, deci presupunem că am muncit așa din o sări capacele și că rezultatul după observația făcută anterior ar fi 48 supra 49. Da? Ne întrebăm oare 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3, plus mai departe, plus 1 supra 48 ori 49, plus, în sfârșit, ultima fracție, 1 supra 49 ori 50, va da 49 supra 50? Oare va da așa? Păi așa ar trebui după observația făcută. Așa ar trebui, da? Deci asta cât este? Muncite de noi, cât este? 48 pe 49, da? Și acum avem 48 pe 49 plus 1 supra 49 ori 50 este egal cu, amplificăm aici cu 50
și este egal cu 48 ori 50 plus 1 supra 49 ori 50. Și egal cu 48 ori 50 plus 1 dă, cred că, cât dă? Da. Dă 49 la pătrat. Cum să facem noi? Dă un număr destul de mare. După părerea mea, dă 49... 48 ori 50, da? Da, dă 49 la pătrat. Dă 2400. Și face 49 la pătrat. 49 la pătrat. Care zice plus 1, plus 1. 2401. Da, da. Plus 1 dă 49 la pătrat. 49 la pătrat, supra 49 ori 50. Și pătratul se duce 49 și atunci face 49 supra 50. În sfârșit, este corect, da? Deci, de observația făcută de Mihaela și mai ales lecțiile didactice, dacă te vei uita, făcute de noi la Stupina. Corect. La lecția și am făcut chestia asta. Corect. Da? Și am spus că este un principiu foarte interesant în matematică, în numite inducții, din aproape în aproape, cu gică ăla. Da, contra, da, când ai zis, gigel, nu crezi domn profesor, că eu vreau să văd și următorul pas și m-am înfuriat eu și am zis, bine mă, tu ai asta în cap, următorul pas dacă e bun sau nu, tu asta vrei să mă întrebi. Asta am insistat și am arătat că pasul următorul e bun. În final, toată această poveste, paranteză, haideți să spunem că este deosebit de frumoasă, interesant, elegantă chiar calculul acestei sume, ideea asta de a aduna pe primele două și să vezi ce rezultat și să se zic că e 2 pe 3. Și apoi să vezi dacă cumva și următoarea adunată 3 pe 4 și mai departe este spectaculos de interesantă. Foarte tare este ideea asta. Eu trebuie să vă spun că în mod sigur poate să mai există o altă idee de calcul. Poate. Poate să mai există. Dar asta mie mi se pare... foarte frumoasă, nu? Foarte interesantă. Poate să fie una tot atât de interesantă, dar și mai interesantă. Că asta e în matematică. Adică, te-aș ruga să spui cât face 1 pe 1 pe 1 minus 1 pe 2. Păi sigur, nu? Adus la aceeași numitoare. Face 2, am zis că mai 2. 2 minus 1, totul supra 1 ori 2. Deci 2 minus 1 supra 1 ori 2. Care înseamnă 2 minus 1 înseamnă 1 supra 1 ori 2. Hai să vedem și fracția asta. 1 supra 2 ori 3. 1 supra 2 ori 3. Toată lumea scrie. Ar fi 1 pe 2 minus... Să vedem dacă e adevărat. 1 pe 3? Să vedem. Deci, să vedem dacă este adevărat, cum semn de întrebare. 1 pe 2 minus 1 pe 3. Și conform ceea ce știm noi, aduc la aceeași numitor și vine 3. Amplific cu 3 aici, cu 2 din coace. 3 minus 2, 1. 3 minus 2 supra 2 ori 3. Da. Și 3 minus 2 face 1 pe 1 supra 2 ori 3. Da. Formidabil, înseamnă că fracția asta poate să fie scrisă ca fiind 1 pe 2 minus 1 pe 3. Cealaltă de mai înainte, 1 pe 1 minus 1 pe 2. Fracția 1 supra 3 ori 4, adică cum mai îmi scriu? Hai să vedem dacă am înțeles. 1 supra 3 ori 4, cum am putea o scrie? Zic-mi, Iruna. 1 pe 3 minus 1 pe 4. 1 pe 3 minus 1 pe 4. 1 pe 3 minus 1 pe 4. Și egal cu să vedem dacă e bine. Nu știu adică dacă e bine. Prima parte fracție cu 4, a doua cu 3. Și vine 4 minus 3 supra 3 ori 4. Și deșteaptă ideea că face 1 supra 3 ori 4. Înseamnă că e bună scrierea asta.
Da, da. 1 spre 3 4, care înseamnă 1 pe 3 minus 1 pe 4. Atunci acolo e 1 pe 4, 9 minus 1 pe 5. Deci, înseamnă că ultima fracție va fi 1 pe 49 minus 1 pe 50, da? Corect. Deci, hai să scriem suma asta. Yes, 1. Adică e vorba de 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4. Plus sau mai departe, plus puncte, puncte, 1 supra 49 ori 50. Egală cu? Într-un alt mod, da. Da, super, și asta, domn profesor. Cum va putea să scrie? 1 supra 1 ori 2. Păi 1 pe 1 minus 1 pe 2. Sigur că da. 1 supra 1 ori 2 înseamnă 1 pe 1 minus 1 pe 2. Deci să spunem, să spunem că asta a fost din cine? Din 1 supra 1 ori 2, da? Da, da. Plus. Plus următoarea care o fi. Plus 1 pe 2. Da. Adică următoarea, da? 1 pe 2 minus 1 pe 3. Plus 1 pe 2. Minus 1 pe 3. Plus următoarea. Asta din cine a fost? Din 1 supra 2 ori 3, da? Corect. Plus. 1 pe 3 minus 1 pe 4. 1 pe 3 minus 1 pe 4. Din cine? Din 1 supra 3 ori 4. 4. Plus așa mai departe. Plus puncte, puncte, în sfârșit, ultima. 1 pe 49 minus 1 pe 50. 1 pe 49 minus 1 pe 50. Super, super. Asta din 1 supra 49 ori 50. Ori 50. Și observăm că minus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Minus 1 pe 3 plus 1 pe 2. Asta este extraordinar. Minus 1 pe 4 plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Se reduc. Adică, nu? Asta cu 1 cu plus, altul cu minus, fac 0 aici. 1 pe 3 cu minus 1 pe 3, iar 0. Minus 1 pe 4 cu plus 1 pe 4, iar. Deci ar fi trebuit să scrii. Da. Da? Și dă 1 pe 1. Și dă, rămâne ăsta la început cu plus. Da. Va rămâne în mod sigur ăsta cu minus. Corect. Pentru că ei sunt, cât sunt cu plus, cât atâția sunt cu minus, nu? Deci mărul ăla cu plus e cu mărul ăla cu minus. Da. Și în felul ăsta da. Se reduc. Nu se mai aude, profesor. Nu se mai aude, cred că mă căzut bateria. A căzut bateria, da? A căzut bateria, domnul profesor, de-aia nu se mai aude. Acum se uită, hai, papa. Deci ei se reduc și acolo toată suma aia va da 1 minus 1 supra 50. Și 1 minus 1 supra 50, amplificăm 50 minus 1, 49 minus 50. Deci uite, asta sunt, băi, ce fain, băi, ce fain. Da, deci matematica rămâne un spectacol. Adică, este superb când descoperi așa chestiuni de astea de finețe. Ai sentimentul că parcă plutești. Corect. Deci, gust din, dacă vreți, este după părerea mea tortul cel mai gustos. Prăjitura cea mai minunată pe corect. Care, pe care o poți avea la un moment dat. Corect. Da? Deci suma aceea găsită îmi e... Am uitat să pun... Din păcate, am uitat să pun în priză. Că sunt unele care se pun... Deci uite, al doilea mod de a face suma asta. Deci dacă nu... Deci ori le luăm câte două și descoperim regula. Mecanismul acela. Mecanismul acela, da? Și am sesizat. Dacă nu, doar nu ne blocăm, nu ne culcăm. Luăm 1 supra 1 ori 2, exact ca și cum ar fi 1 pe 2 minus 1 pe 3. Sesizăm asta, aducem la același numitor, vedem că într-adevăr așa este. Și ne folosim de a doua metodă. E o metodă tot foarte ușoară de a rezolva suma aia. Nu? Și acum cine mai urmează? Ce trebuie să mai facem? Paranteza aia pătrată, știi să o faci, Adi? Păi ar fi 7 la 3 supra 5 la 3-a, ori 7... Cum o faci? 7 pe 5, totul la 3-a, ori 7 pe 5? Cât sunt? Știu, eu. Păi 7 la 3-a supra... Noi știm să lucrăm cu putere. Știi... Da, cine ne-a arătat și pe Adi. Că știu cât o ai făcut. Deci 7 pe 5, totul la 3-a, ori 7 pe 5, cât o să fie? Observăm că e aceeași bază. Da, și... Cum e formula? Cum e? Aceeași bază și experiment? Avem ce facem până în înmulțire? Pe 5 la 3, 7 pe 5, adică 7 la 3, 5, tot la 4, împărțirea 7 pe 5 la 2, 7 pe 5 la 3. Da, nu împărțit, n-am ajuns acolo. Eu vreau primele două, să văd că... Păi 7 la 3, 5 la 3. 7 la 3.
Da, Adi, dar e aceeași bază, 7 pe 5 totul la 3, ori 7 pe 5, cât va da? E aceeași bază. Copiem baza și ce facem cu exponenții? Mulțim. Ei, hai mai Adi. A, A la a doua, ori A la a treia, cât e egal? Și adunăm. A la... Și adunăm. Copiem baza și adunăm 3. Cum se mulțesc două puteți la ce bază întrebarea, nu? Da. Copiem baza și adunăm exponenții. Exponenții. Și cât va da acolo? 7 pe 5 tot la 3 ori 7 pe 5. Adu-ți-o. Hai să vedem încă o dată. Să punem punct la ceea ce a însemnat calculul sumei acesteia. Da, deci dă 49 deci, pe 50. Suma îmi dă 49 pe 50. 49 pe 50. Da, împărțit la. De acord cu asta? S-a înmulțit? Da, da. Prin două variante, da? Corect. 49 pe 50. Împărțit la. Hai să muncim acum la paranteza dreaptă. Te rog să fii atent, să mă ajuți. Eu scriu ce aici în pictez tu. Hai, adu-ți-o. Mulțit cu? Mulțit cu... Cât să fie acolo? Ceva la a treia, ori altceva. Ia să vedem, 2 la a treia, Adi, ori 2 la a cincea. Cu cât este egal? O 2 la 8-a. Fă la 8-a, mai împrânză. Păi și aici la fel, că e tot 7 pe 5. În loc de 2, vezi asta, 7 pe 5, 7 pe 5. Cât va fi? 7 pe 5, totul la 3. La 3 și cu 1. La 4. Deci, ori 7 pe 5, 7 pe 5, totul la 4. Împărțit la 7 pe 5. Nu copia de pe tablă. 7 pe 5 totul la 4, mai scriu eu și atunci aici copia. Împărțit la 7 pe 5, totul la 2. Totul la 2. Și oare cât să fie acolo? Iar avem aceeași bază, exponenți diferiți. Cât să fie? 7 pe 5 la 2. 7 pe 5. Copiem baza, scriem exponența. La 4 minus 2, adică la? A doua. Totul la a doua. Deci egal cu 49. Supra 50. Așa. Împărțit la 7 pe 5. Totul la a doua. Și este egal cu? Vorbește, Adi. Egal cu 49 pe 50. Împărțit la 49 pe 25. 5 ori 5, 25. Hai, Adi. 49 pe 25. Și cum se mulțesc? 49 pe 50 ori 49 pe 50 ori 25 pe 49. Simplificăm 49 cu 49. Hai, Adi, vorbește. Și dă 1 pe 25. Și dă 1 pe? Pe 25 îl simplificăm cu 50 și dă? 1 pe 25. 1 pe 2, puiule. 1 pe 2. Pe 50 cu 25. 1 pe 2. 1 pe 6. Haideți să mai vedem încă o dată. Eu nu mă despart încă de suma asta. Pentru că ea are un farmec aparte. Corect. Și da, observ că și paranteza asta, iar să lucrăm cu puteri, avem că o problemă. Da. Deci suntem... Suntem acum atenționați din reacția voastră. Exact. Că operații cu puteri parcă n-am făcut. Parcă n-am făcut. Ne uităm. Ce dacă e acolo e o fracție? Asta nu înseamnă că nu e aceeași bază. Și deci, una este 2 pe 3. Hai să zicem 2 pe 3 AD. Totul la A 5. Înmulțit cu 4 pe 9. Egal cu. Ia egal. Să vedem. Deci 2 pe 3 totul la 5, am fost 4 pe 9. Egal. Ia 4 putem scrie ca 2 la 2 și 9 putem scrie ca 3 la 2, adică 4 pe 9, adică 2 supra 3 totul la 2. Deci scrie egal mai departe cu 2 pe 3 totul la a 5-a, ori 2 pe 3 și egal mai departe de cu cine? Egal. 3 pe 3 totul la 7. Păi, te-ai trezit? Ia să vedem altceva, o altă situație. Adică cât face? Minus... Scrie-ne rușitor. Minus 8 pe... Minus 8 pe 27. Da. Totul la puterea a 3-a. Înmulțit cu...
să zicem, în un ciclu 5, nu 5, înmulțit cu 9 supra 4, totul la a doua. Interesant. Pe 8 cel puțin scrie la 2 la 3-a. Da. Și pe 27 putem scrie la 3 la 3-a. Deci egal cu minus 2 la 3-a supra 3 la 3-a. Totul la 3-a. 3 la 2-a. Ori 3 la 2-a. Sau putem pune ori 3 pe 2 totul la 4. 3 la a doua supra 2 la a doua, să o lăsăm mai ușor, totul la a doua, da? Da. La a doua, totul la 3 la a doua supra 2 la a doua. Corect. Și ce înseamnă? Adică și numărătorul și numitorul sunt la aceeași putere. 3. Că 2 pe 3. Totul la a treia. Da. Deci putem zice minus 2 pe 3 la a treia. Dar fără să-l bacă minusul ăsta. Că eu am avut grijă și am sesizat că e vorba de faptul că 2 la 3 și 3 la 3, da? Deci minus 2 pe 3 la 3 ori totul la 3. Totul, acum e altceva, totul la a 3 ori 3 pe 2 totul la a 2 și iarăși totul la a 2, da? Da. Egal mai departe. 2 pe 3 totul la a 9. Minusul la puterii impară rămâne tot minus 2. Atenția, păi asta vreau să insist. Păi de aia scris minus. Păi deci minusul ăsta la 3 ani rămâne minus. Este minus ori minus ori minus de 3 ori. Și minus ori minus de 2 ori face plus, dar rămâne ori minus ori celălalt, plus cu minus face minus. Deci adică să înțelegem, minus 2 totul la a 3 ani. Ia un exemplu. Da, e minus 2. Este egal cu minus 2 ori minus 2 ori minus 2. Da. Și face, în final, minus 2 ori minus 2 face plus 4. Plus 4 ori minus 2 face minus 8. Minus 2 ori minus 2 face plus 4 ori minus 2 face plus 8. Minus 2 pe 3 totul la 9. Și acum, minus 2 pe 3 la 3 face cu minus, rămâne minusul și face 2 pe 3 la 9. Minusul l-am lăsat în față. Ori 3 pe 2 la 4. Ori 3 pe 2 totul la a 4. Ori 3 pe 2 la... Cum fac mai departe? Așa, acum... Simplificăm, domn profesor, simplificăm. 3 cu 2... Tem 2 cu 2, 3 cu 3 și nu rămâne nimic. Și rămâne 1. Simplificăm, simplificăm adică. Aplicăm prima fracție cu 2 și 2. Nu mai urmări, gata. Tu ai plecat în vacanță. Ai momente când fac desfarte ceva din priză, nu mai cuplez. Probabil că obosește. Da. Câte o fi ceasul acum? Simplificăm adusă? Este, stați că vă spun acum. Păi la putere. Mai întâi trebuie să ridicăm la putere. 38. Da, mai întâi trebuie să ridicăm. Un pic. Da. Să ridicăm la putere. Păi, nu mai avem aceeași bază, nu avem nimic. 2 la 9, 3 la 9, da, așa pot să scriu. Minus 2 la 9 supra 3 la 9 ori 3 la 4 supra 2 la 4. Corect. Așa, da? Da. Pot să faci. Putem face asta. Ce gama de parte cu? 3 la 9, 3 la 4. 3 la 9, 3 la 4 și rămâne unii 3 la 4. La unde rămâne? 3 la 9. Aici rămâne, da? La numitor. Deci va fi egal cu minus și 2 la 9 cu 2 la 4. 2 la 9 cu 2 la 4. Și rămâne 2 la 5. Și 2 la 5. 3 la 5. 3 la 5. Și face egal cu? Egal cu 2 la... Minus. Minus 2 pe 3, totul la 5. Minus 2 pe 3, totul la 5. Ei, parcă s-a întâmplat aici un lucru. 9 minus 4 și o dat 5. Da, dar la... Dar pentru a înțelege voi și mai bine, trebuia să facem așa.
E chiar și numărătorul și numitorul și numărătorul și numitorul, facem simplificările acelea și atunci se așează exercițiul foarte bine. Mă întorc, spuneam, la suma aceea, da, pentru că îmi place să mai insist un pic, și anume, aici, autorul a avut grijă să le dea așa fel încât diferența aici să fie de 1, exact 1 de Iisus. Și atunci, noi trebuia să sesizăm că pe 1 de sus să scrie ca 3 minus 2. Corect. Pe 1 de aici, 4 minus 3. Pe 1 de la ultimul, 50 minus 4. 50 minus 49. 49. Corect. Și distribuim numitorul la fiecare dintre ele. Da? Și atunci, ar fi apare îndată 2 minus 1 supra 1 ori 2. Fracția asta, am zis-o, da? Da. Plus 3 minus 2 supra 2 ori 3. 4 minus 3 supra 3. 4 minus 3. Adică scrii, mă, așa, că, așa de interesant este. Cum să nu scrii imediat? Supra 4 ori 3. Pusă mai departe. Plus 50 minus 49 supra 49 ori 50. Și egal. Tot 49, 50. Să sper că dar cum vă vedem? Și acum, știm bine că avem o adunare la numărător sau numitor, putem să distribuim numitorul la, la cei doi termeni. Deci 2 minus 1 supra 1 ori 2. 2 minus 1 supra 1 ori 2. Provine de unde, Mirna? 2 supra 1 ori 2. 2 supra 1 ori 2. Minus 1 supra 1 ori 2. Deci se distribuie numitorul celor doi termeni de la numărător. 2 supra 1 ori 2. Minus 1 supra 1 ori 2. Da, la 2, 3 minus 2 supra 2. Ori 3 minus 2 supra... Da. Da? Deci egal mai departe. 2 supra 1 ori 2. 2 supra 1 ori 2, minus 1 supra 1 ori 2, plus, asta din primul. 3 supra 2 ori 3. Da, 2 ori 3. Minus 2 supra 2 ori 3. Plus. Plus. 4 supra. 4 supra 3 ori 4. 4 ori 3, să lăsăm așa. Da. Sau 3 ori 4, 3 ori 4, mi-e scris. Minus 3 supra 3 ori 4. Și așa mai departe, plus puncte, puncte, plus, în sfârșit, ultima. Plus 50 supra 49 ori 50. Da, minus? Minus 49 supra 49 ori 50. Ori 50. Și se egal mai departe cu 2 cu 2 se simplifică și rămâne 1 pe 2. 1 pe 1. Corect. Minus. Minus 1 pe 2, că n-ai ce simplifica. Minus 1 pe 2. Plus. 1 pe 2. Plus 3 cu 3 simplifica și 1 pe 2. Minus 1 pe 3. Așa. Plus, așa mai departe. Plus așa, 1 pe 3 minus 1 pe 4, nu? Adică așa vine. Da. Plus puncte, puncte, în sfârșit. 1 pe 49, că 50 cu 50 simplifică, 1 pe 49, minus 1 pe 50. Și egal mai departe cu 1 pe 1 minus 1 pe 1, deci vine 1 pe 1, minus 1 pe 2 cu 1 pe 2, 1 pe 3 cu minus 1 pe 3, 1 pe 1 minus 1 pe 4 cu 1 pe 4, și mai departe. 1 minus 1 pe 50. 1 supra 50, da? Și tot acolo pe 1. Și sigur că da. Și al treilea mod de rezolvare a sumei. Nu, este același mod. Adică mod în sensul că l-am aranjat un pic. În sensul în care am sesizat așa să șmecherii, da? Dar ea are comun cu varianta a doua. Cu varianta a doua are cu ceva comun. Varianta a doua. Așa, de calcul. Acum am zis 1 pe 1 minus 1 pe 2. Corect, așa. Este aceeași chestie ca mod de lucru, da. Numai că speculația este aceea. Da, tot 49 pe 50. Sigur că da.
De aceea vă spuneam că în momentul în care un exercițiu ai și se sesizezi că se află ceva acolo deosebit de frumos, e elegant, interesant, insistăm din ce în ce mai mult. Așadar, vă las pe voi să aflați următoarea sumă. Suma S egal cu S1, să zicem. 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 plus puncte, puncte plus 1 supra 2 1 supra 39 ori 48. 1 supra 39 ori 48. Deci din 2 în 2. Deci din 2 în 2. Dacă aveai un 2 sus. Așa am zis și eu, dar ce? Deci dacă ai 2-ul. Dar așa ficam cu 2 pe 1. Cu cât? 2 pe 1. Amplifici? Da. Așa am 2 sus. Amplifici cu 2? Da, da, și împărțim cu 2. Sau dacă vrei, dacă vrei, când egalitatea asta o ai așa dată, înmulțești cu un 2 și în stânga și în dreapta, sau altfel spus, 1 pe 2 scoți în factor și pui 2 supra, 1 ori 3. Ca să fie treaba bună. În felul ăsta, 2 de aici va afecta pe toți cei de la numărător, plus 2 supra. 3 ori 5. Și acum ți-ai făcut rost de 2 ăsta care înseamnă 3 minus 1. De... Dar poate ei găsesc altă metodă, domnule? Da. Poate ei găsesc altă metodă și așa mai departe. Deci, lasă ideea asta, pe asta o lasă să lucrați. Și încă ceva. Tot ce am lăsat eu nefinalizat, cu modulele acele ultime exerciții, care se aparțin mulțimii divizorilor. Și n-am mai lucrat. Și n-am mai lucrat, pentru că v-am dus până la etapa aceea în care voi putea să vă descurcați, da? Vă mai dau încă un exercițiu și eu, în afară de suma asta calculată. Da. Rămân acele exerciții care le puteți finaliza. Da, da, da. Da? Și mulțimea a mare, egal cu toți acei X din Z, pentru care să spunem modul din minus 5x plus 4 din minus 5x 4 plus 7. Deci închideți modulul după 4, da? Da. Totul supra totul, nu, de 5 ori modul din minus 5x plus 4, totul supra modul din minus 5x plus 4 minus 3 să aparține lui Z. Scrie 5 ori modul da. Gata. Deci 5 ori modul din minus 5x plus 4. Da, asta e tema, da. Plus 7. Deci totul supra modul din minus 5x plus 4 minus 3 să aparține lui Z. Deci este un model asemănător. Și acum o să închidem lecția și o să vină Daria să facem și pentru ea. I-am dat lecția aceea și văd ce a făcut. Dar închidem. Pentru că facem lecție specială pentru ea. Da. Hai, dar... Ce? La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Fafana și vă dorim o zi până în continuare. Nu uitați să dați like și share. Și acum o să facem și pentru